Mă numesc Anastasia Falca, am 23 de ani și sunt angajată ca manager marketing la o clinică stomatologică privată din Chișinău. Am început cariera mea în marketing acum nu mulți ani, cam 2. Am început ca Reels Maker și Story Maker într-un studio foto. După care am simțit nevoie să mă dezvolt. Vreau ceva nou, eu cresc și am decis să trec la o etapă nouă. Am primit o ofertă foarte bună ca manager marketing la clinica privată despre care vorbesc și am acceptat-o. Pentru început mi-a fost foarte greu, pentru că, bineînțeles, lucram și lucrez până acum într-o companie cu oameni serioși, maturi, și pentru mine a fost o provocare să încep acest job, pentru că eu vin tânără, energică, cu idei, hai să filmăm reels-uri, hai să facem stories, hai să facem poze. A fost provocarea cea mai mare, să le capăt încrederea și să-i relaxez, ca să putem să lucrăm împreună la ceva frumos. Și până la urmă, cred că mie mi-a reușit. Studii nu am făcut până la cursul lui Dumitru. Am început din interes, din mult timp liber în studio și din interesul de a face poze, de a filma. Mie îmi plăcea, de mică îmi plăcea să filmez, să fac poze și de ce să nu transform asta în ceva util. Am început doar cu filmări scurte din backstage-uri, postări pe Instagram, postări pe Facebook și iată așa am început să fiu observată. Că, măi, dar tu faci bine, de ce nu? Eu simțeam nevoia să fac un curs pentru ca să fiu sigură pe serviciul care îl prestez, pentru ca să fiu sigură pe ceea ce vorbesc, ceea ce fac și ceea ce vreau oamenii să vadă, să fiu sigură pe feedback-ul care e posibil să-l primesc. Simțeam nevoia și am decis că trebuie să fac un curs. Prin recomandări, desigur, și prin studierea pieței, am înțeles că Dumitru este persoana potrivită. După o lecție gratuită care a făcut Dumitru, și am fost prezentă la ea și am zis că mai omul ăsta vorbește cu așa o încredere. El atât de încrezut pe ceea ce spune și induce încredere în tine, că tu tot poți face ca mine. Am zis că Dumitru e persoana la care eu vreau să studiez, pentru că el știe ce spune, el are experiență nemaipomenită și el e sigur pe ceea ce face, ceea ce învață și ceea ce poți tu să iai de la acest curs. Și asta eu cred că este cel mai important. Sigur că în cadrul cursului am învățat foarte multe lucruri noi, foarte multe informații pe care eu aș fi vrut să o implementez din start. Însă îmi dau seama că este nevoie de puțin timp, puțin răgaz, să le pui pe toate la loc, să le aranjez după ordine. La job eu deja aveam cunoștințe cât de cât. Aici doar la curs eu le-am aprofundat. Urmează să... Cea mai mare provocare pentru mine a fost targetul. Iată, urmează acum să implementez cunoștințele de la curs chiar în practică și sper tot să fie bine. Viitorilor studenți de la Talmazan School, eu le urez doar mult succes și foarte mare încredere de sine. Pentru că nu știu de unde vine chestia asta, că nu vreau să învăț, pentru că eu deja cunosc totul, nu este adevărat. Omul cât trăiește, omul învață, omul trebuie să se dezvolte. Iar lor le urez multă baftă și foarte multă atenție. Atenție, pentru că trebuie, Dumitru știe ce explică și cum explică.